Acești nativi nu au avut parte de o vară prea bună, iar problemele au venit în viața lor din toate părțile. Au fost foarte demoralizați și au simțit că s-au pierdut. Ei bine, acest lucru nu o să mai dureze foarte mult timp, deoarece începutul toamnei le va oferi o mare surpriză. Conform cafetele.ro, nativii din zodia Berbec au fost cu moralul la pământ și au simțit că absolut nimic nu le mergea bine. La începutul toamnei vor avea noroc de sume foarte mari, iar pe plan profesional le va merge exact așa cum și-au dorit. Vor avea jobul la care au visat mereu și pentru prima dată vor simți că viața lor merge în direcția în care trebuie. Acești nativi vor sta bine și pe plan sentimental, iar din luna septembrie o persoană va apărea în viața lor, iar această persoană le va oferi liniștea și fericirea pe care și-au dorit-o mereu. Viața nativilor din zodia Berbec se va schimba radical. Scorpionii au încercat toată vara să își găsească un loc de muncă, însă încercările au fost degeaba. Aceștia s-au demoralizat și nu au mai încercat. În toamnă vor avea parte de o mare surpriză, iar unul dintre joburile la care au aplicat și pe care și-l doreau foarte mult va putea fi al lor. Vor primi o ofertă, iar decizia lor va conta foarte mult, deoarece viața lor va fi schimbată radical. În afară de cel profesional, în momentul de față, scorpionii stau bine pe toate planurile. Balanțele nu stau rău pe plan profesional nici în prezent, dar o ofertă de nerefuzat va veni la începutul toamnei pentru ei. Va fi nevoie să se gândească foarte bine, deoarece decizia este una importantă, care ține foarte mult de ce se va întâmpla pe viitor. Suma pe care o vor câștiga va fi una uriașă. Pe plan sentimental, balanțele nu stau foarte bine. Acești nativi vor fi nevoiți să își pună ordine în gânduri foarte bine, dacă își doresc să construiască o relație. Relatează cafetele.ro.